Cum decurge campania de vaccinare? Cum se vede la Ministerul Sănătății campania de vaccinare acum, în această perioadă? E o dinamică care survine și are câteva particularități importante. Acum, sigur că explicațiile sunt multe pentru care a scăzut numărul celor care își doresc acum să se vaccineze. Unele sunt evidente și au fost și exemplificate în spațiul public. Însă, pot să vă spun despre care, cum vedem noi lucrurile și ceea ce pregătim în continuare. Și cred că cea mai bună, cel mai facil mod de a înțelege lucrurile este să vedem câteva exemple. Vedem că în mediul urban există localități, cum este București, cum e Cluj-Napoca, în care oamenii s-au vaccinat într-o proporție foarte mare, către 50%. Lucrul ăsta se vede în impactul pandemiei, în transmiterea comunitară. Am avut zile fără cazuri noi în București. Bun. Acest lucru a survenit grație unei mobilizări și unei organizări care a permis un acces imediat și maximal al oamenilor la vaccin. Ori în București, despre exemplu, dacă ți-ai dorit să te vaccinezi, aveai și ai în continuare foarte multe variante la îndemână. Vorbim în primul rând de centre de vaccinare, după care vorbim de tot felul de abordări, precum situații de module de drive-thru, unde te duci efectiv cu mașina și stai la coadă și pur și simplu ești vaccinat în mașină, sau alte evenimente, fie legate de evenimente sportive, fie legate de evenimente culturale, fie maratoane de vaccinare, fie în aeroport. Deci nu trebuie să te mai înscrii, de fapt. Deci nu trebuie să te înscrii, te duci oriunde. Acest lucru, faptul că există un acces maximal, că te duci oricând, oriunde să te vaccinezi, nu face altceva decât să fie o alegere atât de simplă încât un procent maximal de oameni fac acest pas de a se vaccina. Însă, în contrast, acest lucru nu este valabil și pentru mediul rural, unde trăiește 45-50% din populația României. Sunt comune, sunt localități, sunt sate unde nu există centre de vaccinare. Acum abordarea noastră încă de la bun început a fost aceea, pentru că nu este o abordare fezabilă să deschizi centru de vaccinare în toate localitățile din România, pentru că nu, din punct de vedere al eficienței, se pot găsi alte variante, pe care noi le-am și găsit și le-am și implementat încă din primele momente. Acelea al echipelor mobile. Avem aceste echipe mobile care se deplasează efectiv, fie fără setup-ul unui centru de vaccinare, fie cu centru de vaccinare complet, se deplasează în localități, în sate, în comune, acolo unde nu există un setup, nu este o locație unde se vaccinează oameni, nu există un centru de vaccinare și desfășoară efectiv activitatea de vaccinare. Acest lucru a fost pornit încă de la bun început, să știți că a avut foarte mare impact. Ușor, ușor, noi am crescut intensitatea acestei abordări. Inițial, în primele zile, sigur că eram limitați de numărul de echipe mobile pe care le aveam, numărul de resurse umane pe care o aveam, însă am sistematizat acest proces introducând o abordare structurală, aș putea să spun, denumită sub generic, sub sintagma orașul vaccinează satul, în sensul în care echipe de vaccinare de la oraș, care lucrau în centre de vaccinare efectiv, mergeau o zi pe săptămână în satele care gravitează în jurul orașului respectiv și desfășurau activitate de vaccinare acolo. Mai mult decât atât, totuși și cu aceste abordări, noi am sesizat că sunt în continuare și avem în continuare localități, sate unde nu există o mobilizare în sensul creșterii accesului la vaccinare. Și atunci, tocmai pentru a ne asigura că absolut toți cetățenii României, indiferent de unde locuiesc, ei au acces, așa cum am dat exemplu din București, un acces facil, un acces imediat. Adică cine își dorește să se vaccineze, să o poată face imediat, pe loc, fără complicații, fără timp de așteptare, fără alte situații care să necesite timp sau alte eforturi. Nu ar trebui implicați și edilii din aceste localități? Exact aici vreau să ajung, pentru că dacă pentru marile orașe, marile metropole, aici lucrurile sunt destul de simple și au fost destul de simple. În principal, grație unei alte abordări, dar și a prezenței unor centre universitare care să oferă o importantă resursă umană. Însă, în mediul rural este absolut necesară lucrarea în echipă cu autoritățile locale. Pentru că nu ai efectiv altfel cum să faci acest lucru. Acum, sigur că există diferite dificultăți și provocări și în organizarea unor centre de vaccinare, dar noi, ca ultimă etapă, am solicitat organizarea de
și am pregătit și se lucrează la finalizarea acestei analize, prin care absolut toate aceste toate localizațiile din România să aibă, să ofere acces la vaccinare cetățenilor care locuiesc, indiferent unde ai trăi, într-un sat, într-o comună care nu are poate nici medic de familie, nici dispensar, niciun serviciu medical de niciun fel, să ajungă vaccinul la tine, să vină și să te poți vaccina, să fie doar o alegere și una simplă. Sigur că ideal ar fi să vină aceste acțiuni, să fie drumul acestor acțiuni să fie deschis de activități de comunicare, care să se prezinte beneficiile vaccinării, avantajele vaccinării și nu oricum să fie prezentate aceste lucruri de vectori de imagine din fiecare regiune, pentru că nu toată lumea este interesată de mediul politic, să spunem, sau de știrile și de mass media naționale. Vorbiți de vedetele din... Da, dar nu neapărat vedete, nu numai vedetele. Vorbesc și mă refer aici și la... Pentru că în mediul, rural, sigur că primarul, preotul, pastorul, doctorul, medicul, profesorul, învățătorul... Au un cuvânt greu de spus. Absolut, absolut. Sunt liderii comunităților locale. Deci acest lucru este esențial, pentru că să luăm un simplu exemplu. Pentru un sat care nu are nici medic de familie, care nu are nici vreun dispensar sau vreun punct medical și care nu a avut în ultimii ani de zile, vă dați seama că pentru acei oameni, dacă vorbim de un sat care ar avea 1000 de locuitori și dintre care să spunem 500 și ar dori să se vaccineze, dar cel mai apropiat centru de vaccinare ar fi la 30 de kilometri, câți din cei 500 s-ar duce efectiv să se vaccineze în aceste condiții în care trebuie să te ocupi, să mergi până acolo, să călătorești, ajungi acolo, nu știi exact, pentru că s-ar putea să nu ai toate informațiile, dacă e deschis, când e deschis, dacă au program, dacă nu au program. Sunt chestiuni de genul acesta care par minore și nesemnificative, însă fac toată diferența, cu atât mai mult cu cât decizia este îngreunată de intensitatea fenomenului de fake news. Și observăm cu toții diverse picuri și diverse paroxisme de diverse evenimente așa de la care apar diverse situații care efectiv nu-ți vine să crezi. Deci fenomenul de fake news este unul cât se poate de real, cu un impact cât se poate de real, și atunci pentru o astfel de situație, pentru o astfel de comunitate care n-a avut acces la servicii medicale și are un acces limitat la informații în general sau la informații medicale în particular, care nu are în general acces la un medic, lucrurile, chit că există o decizie, chit că există o dorință de a se vaccina, decizia este întotdeauna afectată și de aceste chestiuni.